Hei, bună! Cum vă rog adică frumos să poftiți pe colega de apartament a tatălui lor? Ce? Da. Păi tu? Eu? Da. Dar de ce colegă de apartament? Păi nu stai cu el în apartament? Păi stai mă că sunt nevastă în toată regula. Păi da, dar adică... tot colegă ești, adică, păi na. Dai. Colegă, na. Am gura mare, bă, okay. Nu-mi convine nimic, adică ești. Sunt o soție adevărată. Exact, nu? Adică exact cum scrie la manual, știi? Exact, la soție. Ce trebuie să facă? Cicălitoare, nu știu ce, nu-i ca așa, acolo. Fetelor, voi știți că sunteți întotdeauna aliatele mele și sunteți cele mai sincere. Da. Urlă câteodată mama prin casă? Da. Urlă, nu? Da. Este. Îi spuneți și voi să fie mai liniștită? Da. Și? Și? Nu funcționează. Câteodată. Câteodată. Știi ce vreau să te întreb, Mara? Ai fost în Egipt? Da. Cu toată familia? Toată gașca? Nu, singură. Nu, cu familia. Cum a fost? Că v-ați întors de cuvânt și de curând și avem și noi imagini. Eu să spun sau ele? Da. Tu, tu. Ah, mulțumesc, că nu, că am văzut că ai dat din cap. Adică dacă nu, vreau, nu. Mă ridic și mă duc acolo. Nu, nu, am dat din cap tu și eram de acord cu ce a zis Mara și, bineînțeles, și cu ce a trăit și Ada în Egipt. Măi, a fost ca o gură de aer proaspăt după un an și aproape jumătate în care n-am plecat nicăieri și îți mărturisesc că eu pot să renunț la orice, dar am nevoie de călătorii. Așa îmi încarc eu bateriile, așa simt că pot să merg mai departe și cu proiectele, și cu restaurantele, și cu tot, și cu creșterea copiilor. Adică mi se pare că e nevoie de un echilibru. Echilibru pe care n-am putut să-l avem în acest an jumate. Da, a fost un an nebun și, într-adevăr, cred că ai nevoie de vacanță. Cred că ai nevoie să-ți încarci bateriile și asta e valabil și pentru tine ca adult și pentru tine ca și copil. Da, copiii noștri sunt privilegiați că pot să vadă niște țări la o vârstă fragedă. Eu am ieșit prima dată din țară la 20 de ani, dar de atunci am recuperat. Deci am recuperat și am tot ieșit. Și acum îți mărturisesc că primele 3 zile, când mă trezeam dimineața și mergeam la micul dejun, îi spuneam prietenei mele: Doamne, Feli, mie nu-mi vine să cred că suntem în vacanță. Măi, eram, cred că mă bucuram mai tare decât ele. Deci nu-mi venea să cred că dorm într-o cameră de hotel, exact. Că mă duc la micul dejun, că stau la plajă, că sunt în vacanță. Deci a fost foarte, foarte, foarte frumos. Foarte vedem frumos. Și noi fotografii și din vacanță, dar cred că sunt și fotografii din viața voastră de zi cu zi. Aici e din Egipt, Constanța, nu? Constanța, nu. Aici nu, aici sunt de pe la mare. Din Constanța. De pe la mare, de pe la noi. Că am fost de Paște, și fost am pe fost de Paște pe litoral, dar a fost frumos, ne-am relaxat tot cu familia, am zis gata, nu mai punem pe mamaie să gătească de Paște, plecăm la mare. A fost foarte frumos, doar că mamaie n-a scăpat decât am amânat pentru următoarea săptămână, când ne-a așteptat cu de toate, exact, adică am mai făcut odată Paștele. Dar a fost frumos și la mamaie, a fost frumos și pe litoral, dar cel mai mult m-am bucurat de Egipt, de această vacanță. Da. Vouă ce v-a plăcut cel mai mult? Mara, ce ți-a plăcut cel mai tare în Egipt? Toboganele. Toboganele, deci distracție. Toboganele. Aha, da, da, toboganele. Da. Adică te învață și limba română. Nu se zice topogane ca la mine la Târgu Jiu, se zice tobogane. Și da? Ca la mine la Moldova. Exact. Da. A plăcut de tine, Mara, bate palma. Așa, și ce ți-a mai plăcut? Ai mâncat ceva special acolo? Ai stat la soare? Ai făcut baie în mare? N-am făcut în mare, pentru că era apa, cred că te duceai un kilometru în față și zonea până la glezne. Adică trebuia să mergi mult, mult, da. Mult, mult de tot. Dar mi-a plăcut că am făcut snorkeling, nu? Da. Și a fost frumos. Ai văzut pești, ai văzut corali? Coral, da. Corali. Ți-a plăcut, nu? Perfect. Ada, la tine? Cum a fost? Ești mai bronzată sora ta decât tine. Fiindcă am stat mai mult la soare. Normal. Știi ce ți-a plăcut cel mai mult acolo? Toboganele. Ce? Toboganele. A zis bine? Toboganele. Toboganele am spus. Am înțeles. Da? Adică e, vezi ce înseamnă să înveți de mic copil să vorbești corect românește? Ți se pare, de fapt, noi nici nu mai auzim tot toboganele. Cât a stat în Egipt? Săptămână. O săptămână. O săptămână, ați fost și pe litoral de Paște, e perfect. Înseamnă că la școală e energie de aia puternică ca să mergeți bine, nu? Da. Păi și dacă nu mergeam, tot mergeam bine. Păi tot mergeai la școală, dar după ce vii dintr-o vacanță, parcă altfel te duci la școală, nu-i așa? Și după 5 săptămâni jumate de vacanță... Și ia atentă, n-a fost tatăl vostru în vacanță cu voi în Egipt, nu? Ba da. A fost în Egipt? Da. Păi n-ai zis că a fost doar cu o prietenă? Nu, ți-am zis că îi spuneam prietenei, nu.
Am înțeles. Fost deci cu și... familia, am fost și cu băieții. A fost toată gașca? Normal! Da, da. Ți se pare că n-am înțeles multe azi, nu? Da, eu cred, da, și uite, azi nu-i luni, că înțelegeam dacă era luni, dar știi de ce? Că ai mâncat înainte de emisiune și acum digestia începe să-și facă treaba și atunci, normal, coboară sângele de la creier. Da, am înțeles. Iată, mă scuz, Mara, da? Că m-am uitat că n-a fost tatăl tău acolo. Dar nu mă supăr pe tine. Niciodată? Nu. Ce mult îmi place de tine, Ada. Mara. Asta a fost intenționat. Dar asta mi-a plăcut, mă iubesc pe asta mie, că știi de ce? Că ai zis că nu mă supăr pe tine niciodată. Și tu mă iubești pe mine? Da. Vino lângă mine, vino aici lângă mine, că mi sunteți foarte dragi. Vino aici să stăm așa și povestiți-mă, ați fost și în deșert? Tine acolo, mă privat, adică să mă țineți pe mine cineva în brațe, că... Nu, a fost tati. Deci tati a fost în deșert și voi n-ați fost în deșert? Nu. De ce? Doar el? Nu m-a lăsat să merg cu el. Nu te-a lăsat? S-a dus doar cu băieții? Da. Dar fiți sinceră cu mine, este că s-a dus în deșert totuși să aibă și el o zi în care să nu audă pe mami toată ziua tata ca tata ca tata ca cicălitoare? Cred că s-a dus mai mult pentru ATV-uri. Pentru ATV-uri. Ca oricum mami stătea toată ziua și se bronza cu prietenii ei. Ele două se bronzau? Da. Și? Cum, își dădeau așa toată ziua cu cremă? Da. Era enervantă treaba la un moment dat, este? Da, pentru că nu mai vrea să mai vină cu noi. Da, nu mai vrea să intre cu voi în mare pentru că ea ce zicea? Nu, nici n-a intrat. Nu cred. Nu? Tu pe bune? Eu pe bune. Păi și ce zicea? Lasă-mă să mă bronzez, a? A intrat-o pe cine odată, atât. Și în rest? Nu, stai, stop. În aia caldă. Și, în dar aia și ce zicea? Lasă-mă să mă bronzez în rest, nu? Da, să tot mai asol. Și ce, să dea o găletușă să te joci în nisip? Nu mă mai joc cu găletușe. Tu te joci cu găletușe? Nici tu? Nu. Dar voi două v-ați înțeles bine în vacanță? Da. Da. Nu am certat. Deloc? Nu. Deloc nu v-ați certat? Nu, da. Da. V-a certat? Când? De la ce? Nu mai știu. A uitat. Poate a mai fost așa un mic conflict între voi. Da, asta da. Dar vă mai certați câteodată? Asta da. Ne-am certat o dată care stă lângă mami sau lângă tate, nu mai știu. A fost discuția asta, care stă mai mult lângă mami și lângă tate, nu? Da. Ați lămurit-o până la urmă. Da, m-am pus eu lângă altcineva. Exact. Da, adică e vorba Mara de... a lăsat de la ea. Da, păi e copilul mai mare și practic a fost mai, înțelegător, nu? Da. Dar voi când ar fi să faceți așa găști, cum vă aliați? Tu ești cu mami sau cu tati? Că nu înțeleg. Când faceți echipe așa? Depinde. Care e mai aproape de mama, care e mai aproape de tata? Eu sunt cu tati. Deci tu ești cu tati. Și tu? Nu știu, sunt și. Păi trebuie să o iei pe mami acum. Păi. Deci tu ea e mai mult cu mami? Da. Te enervează câteodată chestia asta, este? Nu? Tu ești cu tati? Tu ești fata lui tata? Cum? Păi cine mă duce pe mine la engleză? Păi... Tati și pe mine la fel. Păi și atunci? Păi da, dar asta nu contează. M-a dus o dată la engleză. Doamnelor și domnilor, în acest moment începe un reality show aici la La Măruță. Stai că nu înțeleg. Practic, tu ești aliată, tu ești cu tati practic mai mult? Practic, amândouă suntem cu tati și cu mami. Păi ea zice că e mai mult ea. Păi, nu? Nici... Pe mine nu m-a dus niciodată mami la engleză. Da, dar tati te-a dus, nu? Da. Numai tati te duce, mereu. Mereu mă duce. Da. E clar, e cu tabăra lui tati. La tine? La mine nu știu, depinde de tine? Situație. Mami, da, tati m-a dus chiar ieri. Dar când e să cumpere, nu știu, cineva ojă de copii sau... Cine? Mami sau tati? Ada e la mami, normal. Că înainte să plecăm, i-a purtat tocurile. Cine? Ada. Nu pot să cred. Și venea să mă întrebe la nu știu ce exercițiu, la matematică. Adică tu făceai la matematică? Da, și făceam amândouă teme înainte să venim la tine. Și a venit așa pe tocuri și a început să mă întrebe de exercițiu. Și te-ai enervat chestia asta? Păi am spus să-și dea tocurile jos, dacă nu ne-i spun. De ce? Pentru că mă enervează când se aude. Și Măruța nu i-a mai dat apă, că i-am pus odată apă cu sare. Și n-am băut-o. N-am băut-o. Ai învățat de atunci când ai fost la mine la emisiune? Da. Ce tare. Și nu mă cere acum. Atunci ea mereu te trimitea pe tine să-i aduci apă, da. Și te-am învățat să-i pui sare în apă. Da. Și ai pus sare în apă și ai dus? Da. Nu, n-am băut. Mi-a dus și m-a întrebat dacă vreau apă și am zis că nu vreau apă, că nu mi-e sete. Și acum nu-i mai cere apă. Păi da, am cerut. Da, și mi-a adus. Ce? Ți-a mai cerut apă? Da. Când? Fixez mi-a adus. Da, ți-a adus că a fost ea drăguță, dar de obicei nu mai aduce, nu? Da, da. Exact. Până la urmă se pare că prea ai puterea acasă. Ce zici de treaba asta? Da. Nu-s de acord. Nu, ține mâna jos, e ok. E ok.
E ok, să fie pace. Mie îmi place foarte mult și de Mara și de Ada, sunt niște fete senzaționale și îmi place că au dialogul ăsta, pentru că de foarte multe ori dialogul ăsta regăsesc și eu la copiii mei și sunt convins că foarte mulți dintre părinții care ne urmăresc și au doi copii observă dialogul ăsta și ping-pongul ăsta. Aveți niște fete superbe, aveți niște fete superbe, serios. Mai face tati afacerea cu banane? Nu știu. Păi nu făcea cu banane? Păi da. Dar am luat eu locul, dar nu vin banane. Am luat eu locul? De ce? Păi nu știu, nu ți spun ție. Vinzi ceva? Da. Ai intrat în afacere? În afacerea mea. Afacerea ta? Da. Are afacerea ei? Da. Și are face bani? Da. Da. Păi are și tu... deja 100 de lei. Are mai mult. Nu pot să cred. Păi și tu nu ești în afacerea ei? Nu. Ea doar a cumpărat. Nu doar ea a cumpărat, dar ea a cumpărat. Adică ea e, pe ea o să facă mai mult bani ca tine. Eu când vreau să cumpăr de la ei, am cer bani. Adică frate, dar brânza nu-i pe bani. Sau brânza e pe bani, pardon. Da. Înseamnă că e afacere bună și merge bine afacerea. Ia să spună. Fără mine. Cu ce? Ce vinde? Nu știi tu că tu ești o mare. Păi nu știu, dar aflu de la Ada. Are doi copii. Ce vinde? Jucării de copii mari. Adică popituri. Nu, că m-ai speriat când ai zis jucării da, de copii mari. Da, și eu m-am speriat, îți dai seama, m-a luat inima, mi-a stat aici, m-a luat gândit, doamne, ce-au găsit copiii prin casă. Aoleu! Alo! Popituri. Da. Dar vreți să spun ceva? Mie mi se pare că sunteți foarte tari să faceți treaba asta și copiii mei, într-o zi, au ieșit și au început să facă cocktailuri la colțul străzii și le vindeau cu 2 lei. Făceau cocktailuri, adică luau apă, suc, amestecau acolo și făceau cocktailuri. Eu le vin dublu. Le vinzi dublu? Le cumpăr cu mai puțin și le vin dublu. Deci cine ți le cumpără? Colegii. Adică tu te duci, cumperi niște jucării la un preț și le vinzi dublu, nu? Da. Pentru că e transportul, e munca ta, tot efortul. Da, e transportul, că mă duce tati, mă ia tati, da, e transportul, până le duc la școală. Deci până la urmă și tati e cu tine. Da. Ești tati și cu ea. Suntem amândouă cu amândoi. Așa este, mă. Sunteți superbe. Spune-mi, ce proiecte urmează pentru tine și la ce te implici acum? Da. Eu, după cum prea bine știi, pare că începem să intrăm într-o normalitate și atunci mă bucur foarte mult că văd cum restaurantele încep să reînvie. Da. Pe lângă asta am proiectele mele din online. Spune-le și tu oamenilor să mă urmărească pe Instagram, uite, de exemplu. Păi fii atentă. Pe toți îi lauzi, mă. Vin ăștia, se așează aici pe canapea, nici nu știi cine sunt și spui, bă, Xulescu, urmăriți-l pe Instagram. Bă, de mine n-ai zis odată fii nimic. Fii atentă, Ciucă. Hai mă să-i arătăm pagina de Instagram a frumoasei Andreea Perju, adică... pentru că ar fi păcat ca oamenii să nu o urmărească, pentru că are și două fete superbe și are și niște proiecte interesante. Deci exact. Andreea Perju, vă rog frumos, nu vreau să avem scandal cu ea. Sunt și actriță. Poftim? E colega de și apartament al like-uri pe Instagram. Tatălui mare. Da, și like-uri multe, ai văzut. Da, bă, da. Ăsta nu mai îl urmăresc milioane de oameni, nici nu ne vedeți, dai seama. Nu e adevărat, nu e adevărat. Ciucă ea arată acolo, să vedem Andreea Perju. Și vreau să vă întreb ceva. Stai că îți vorbeam de proiecte. Măi, Cătălin, eu am înțeles că vrei ca eu să fiu pe post de secretar al lor sau ce sunt, nu știu, asistenta lor, dar mai vreau și eu să mai vorbesc. Păi da, te-am întrebat de proiecte. Da, proiectele sunt în online, sunt multe, mulțumim cerului și le așteptăm să se dezghețe un pic partea asta cu filmările, cu serialele, cu proiectele în televiziune. Priviți pagina. Ciucă, dă repede, urmărește. Ciucă, apasă pe urmărește. Urmărește. Apasă pe alba. Gata. Contul emisiunii să urmărească. Pe Andreea Perju. Uitați, acolo puteți să o găsiți, să-i dați follow, să o urmăriți. Vedeți despre ce proiect este vorba și în același timp vedeți și foarte multe fotografii frumoase cu Mara, cu Ada și, bineînțeles, din viața lor. Fetelor, vă mulțumesc mult că ați trecut pe la noi. Mai am o întrebare pe final de misiune. Vouă vă place cum este tunsura mamei voastre? Da. Așa, da, dacă își face cumva sau când s-a tuns prima oară nu mi-a plăcut. Nu ți-a plăcut? Când s-a tuns prima oară, nu. Dar acum? Așa, drept, este mai bine. Este bine? Îți place? Dar ție, Cătălin, îți place tunsura mea? Sau vrei să mănânci iute? Nu, îți stă foarte bine și de asta am și scos în evidență faptul că ai o tunsoare nouă și că arăți, e super. E frumoasă mama voastră. Știu. E frumoasă mama voastră. Da. Foarte. Este. Îi zice tati te iubesc de multe ori prin casă? Nu. Nu? Ai auzit, da, alo?
Ai auzit ce au zis copiii? Copiii sunt sinceri. Trebuie să reparăm problema asta, da? Perfect, vedem noi. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și, fetelor, fiți atente. Vreau data viitoare când veniți să aveți și voi contul vostru de Instagram, mai ales că ai afacere acum, să te ajutăm să promovezi. Nu sunt de acord. Voie, sunt prea mică. Exact, și Mara. Nu, încă păi nu pe Instagram. Să puteți să aveți conturile gestionate de părinți. Păi da, practic... da. Dacă mami nu mă lasă, n-am cum să insist. Păi și nu te enervează chestia asta? Nu, fiindcă atunci știu că nu e... Că nu e bine. Foarte bine. Timpul meu. Foarte bravo, bine. Ada, bravo, mami. Îmi place tu foarte mult zis, când Mara? Ești înțeleaptă și... Da, eu vreau, pentru că toată lumea din clasa mea are și eu nu am și... Toată lumea din clasa ta are, nu? Da. Lasă că vine și timpul tău. Până la 18 ani? Nu. 14 măcar. Aveți discuții pe treaba asta? Nu. Atunci e bine. Să meargă afacerea mai departe. Mara, Ada, Andreea, pentru oameni buni.